Salutare, oameni buni! Eu am ajuns să am 1800 de persoane pe YouTube ca abonați și am spus, mai stai leacă, poate e timpul să fac un video de prezentare. Pentru că toată povestea asta cu Instagram-ul, Facebook-ul s-a pornit așa într-un fel, într-o glumă, dar văd că din ce în ce mai multe persoane sunt abonate la grupul meu Sex Talk pe Facebook, la contul meu Instagram și deja acum la contul YouTube. Deci, eu mă numesc Natalia Pavalache, sunt sexolog clinician, născut în Republica Moldova, la Chișinău. Deja de 13 ani, cred că sunt peste hotare. În Moldova am făcut facultatea de drept internațional, după asta am emigrat în Franța. În Franța am făcut în paralelă psihologie și drept, ca după asta să vin să fac un master în drept internațional umanitar la Geneva. De ce vă spun toate chestiile astea? Pentru că, într-un fel, mi-a trebuit mult timp până când să-mi dau seama că dreptul asta nu este domeniul meu de ce mă pasionează mai mult și... Și acum îmi aduc aminte vara în care vorbeam cu un prieten și spuneam, uite, dacă totul ar fi posibil în viața asta, eu cred că m-aș specializa în sexologie. Și într-o doară așa, am intrat pe site-ul Universității din Geneva și am văzut că este o formațiune în sexologie clinică. Și mi-am spus, of, Doamne, dar de unde eu am posibilitatea să o fac, pentru că ea era destul de scumpă. Și mai scurt, știți că am vorba... Fii atent la ceea ce îți dorești, pentru că universul îți dă chestia asta. Și în câteva, practic în 2 luni de zile, eram înscris la facultate la Geneva, am făcut sexologie clinică și după aceea a urmat multe alte formațiuni și mi-am deschis cabinetul meu. Mai scurt, pot spun că am ajuns să-mi trăiesc marele meu vis. Ador lucrul meu, ador să, în domeniul ăsta sexologiei, să vezi oameni diversi, cu diferite povești, cu diferite situații, niciodată nu te plictisești. Sunt militantă pentru o viață sexuală pozitivă, împlinită, sănătoasă. Și atunci când spun sănătoasă, asta nu înseamnă doar absența unor maladii, ci și prezența plăcerii. Dar plăcerea la noi, ea în mare parte construită și de... imaginea societății, sexualității în societate, de ceea ce ne spune cultura noastră, societatea noastră, poate și religia. Deci, prezența sentimentelor de culpabilitate, de rușine, de păcat, de toate aceste sau taburi sau neștiința, necunoașterea unor lucruri, fac ca sexualitatea noastră să fie trăită nu în cea mai bună manieră. Și de aici apar și careva disfuncții, și careva probleme de cuplu. Problemele în legătură cu sexualitatea noastră, acestea sunt doar vârful icebergului. Și când mergem un pic mai în adâncuri, aici o să găsim multe schemele și traumatisme sau răni legate de parcursul nostru. Tocmai de asta sunt foarte pasionată de terapia schemelor. Și îmi place să văd legătura asta între, de exemplu, schema abandonului sau a carenței sau imperfecțiunii și cum ne manifestăm noi în cadrul sexualității noastre. Îmi scriu persoane zicând nu înțeleg nimic din ceea ce spui sau ai o manieră de a vorbi foarte greoaie sau... Mai bun, eu mi-am făcut studiile în limba franceză. E adevărat că multe lucruri până într-un fel le traduc sau mi-e mai greu, dar nimeni nu suntem perfecți, nici măcar nu îmi pun obiectivul ăsta. Când vorbesc și chiar utilizez careva rusisme, o fac, pot spun, special, pentru că asta mi-aduce aminte de, nu știu, de copilăria mea, sunt o mulțime de persoane care anume cuvântul ăsta are un anumit, știi, încărcătură emoțională. Așa că, pentru cei care mă pot suporta, bine ați venit pe canalele mele, cei care le ofilesc urechile, îmi pare rău și vă doresc să găsiți persoanele care voi reușiți să rezonați. Numai bine!